La târgul de flori din centrul nou al orașului a fost mare animație la ora prânzului. Și femei și bărbați deopotrivă studiau, alegeau și cumpărau aranjamente florale, ghivece, buchete mai mari sau mai mici. Comercianții s-au plâns că vânzările nu mai merg atât de bine ca anii trecuți din cauza concurenței supermarketurilor. Mă rog, tot ca la anul trecut, nu-i mărit prețul, încă eventual mai lăsăm din preț că n-avem de ales. Știți cum e, supermarketurile astea îți pline cu flori și ne lasă fără vânzări. În privința cadourilor de 8 martie, bărbații s-au limitat la a oferi flori femeilor. Un mic cadou, o mică atenție, o floare, un mărțișor, o ciocolată, atât. Flori, multă dragoste, altceva ce să oferim? Flori, bineînțeles, lalele, trandafiri, tot ce ține de 8 martie. Nici femeile nu au mari așteptări de la ziua de 8 martie. Ele au spus că nu doresc decât sănătate, un gând bun sau o floare, iar în cel mai bun caz, puțină relaxare. Pot să zic că mai bine relaxare, să ne ducem undeva să ne relaxăm după atâtea de lucru. Sănătatea pe prim plan și un la mulți ani, că e de ajuns câteodată. Sănătate. Atât? Atât. Că dacă ai sănătatea, ai de toate.